Cum înregistrăm în programul Albasoft Expert o factură de achiziție marfă de la un furnizor? Să zicem SC Test SRL. Evidență primară, furnizori, facturi. Adaugă. Tip document, în cazul nostru factură, dar mai poate fi aviz de expediție. Proces verbal modificare preț în cazul gestiunilor cu amănuntul, bon fiscal dacă se dorește recepția mărfurilor achiziționate cu bon fiscal. Acest tip de documente nu aparțin, nu se înregistrează în declarația 394. În cazul nostru alegem factură, cont de furnizor 401, statut. Factură obișnuită înseamnă achiziție de la furnizor din România, achiziție cu taxare inversă de la furnizor din România, achiziție intracomunitară, achiziție extracomunitară, import din afara Uniunii Europene. În cazul nostru, factură obișnuită, dacă aparține sau nu declarației 394, o să ne ajute programul după ce specificăm furnizorul. Furnizorul, am spus, test SRL, constatăm că nu există, este prima achiziție de la acest furnizor, dăm click pe butonul furnizor nou. Introducem de pe factură codul unic de înregistrare, denumirea firmei fără SC, că atunci toate firmele ar fi la litera S în cazul unei ordonări alfabetice, test SRL, RO, dacă este plătitor de TVA, în cazul achizițiilor intracomunitare, aici vom tasta FR pentru Franța, IT pentru Italia, localitatea București, la furnizor este suficient. Denumirea și localitatea, salvare, gestiunea, G2, număr factură de pe document, data facturii, data scadenței, dacă ne interesează să urmărim facturile după data scadenței, delegat nu ne interesează, auto nu, număr NIR îl pune programul. În fiecare an pornește cu 1 la fiecare gestiune în parte. Total 124 produs sau serviciu. Este utilă această specificare deoarece avem nomenclatoare distincte pentru produse, respectiv pentru servicii. În cazul nostru am cumpărat produse, caiete și creioane. Caiet este prima achiziție de caiete. Nu le avem în nomenclator. Contul de marfă îl pune programul, este legat de gestiune. Dacă schimb gestiunea, se schimbă și contul de marfă. G2. Dacă caietul este achiziționat pentru uz intern, modificăm contul pentru materiale 3021, pentru materii prime 301, pentru obiecte de inventar 303. În cazul nostru 37, contul de marfă, cantitatea 40 cu 2 lei, preț de vânzare 3 lei și am mai spus creion. Creion. Cantitatea 20 cu 1 leu și vindem cu 2 lei. În acest moment am terminat de preluat documentele, produsele. Fie dăm, apăsăm F2 sau dăm click pe butonul salvare. A dispărut factura de pe machetă. În acest moment este înregistrată în baza de date. Putem lista NIR-ul, nota de recepție, total TVA, total adaos, conform tipizatului. Putem continua cu altă factură sau ieșim din machetă și regăsim factura culeasă în macheta principală.